Gheața la mal s-a format pe cele mai multe râuri cu debit scăzut și gheață cristalină se întâlnește pe zone mai restrânse, iar pod de gheață continuu s-a format pe mai multe râuri din Argeș. Nivelurile apei sunt în scădere. Stratul de zăpadă măsoară 30 de centimetri la barajul Râușor, 26 de centimetri la barajul Pecinagu, 10 centimetri pe râul Vâlsan la Brădet și pe râul Doamnei. În zilele următoare, formațiunile de gheață vor fi în intensificare și extindere pe majoritatea râurilor din zonele de deal și de munte. Măsurătorile realizate la stațiile hidrometrice indică o scădere a nivelurilor apei pe cele mai multe râuri din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, tendință care se va menține. Serviciul Dispecerat și Apărare împotriva inundațiilor, Serviciul Hidrologie și toate sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administrației Bazinale de Ape Argeș-Vedea monitorizează permanent evoluția fenomenelor pe toate cursurile de râu și în lacurile de acumulare. Administrația Bazinală de Ape Argeș-Vedea continuă aplicarea măsurilor pentru timpul friguros, care asigură exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare, verificarea stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, a surselor de alimentare cu energie electrică, îndepărtarea obstacolelor care ar provoca îngrămădiri de sloiuri pe anumite cursuri de apă. Programul pentru timp friguros va fi aplicat pe toată perioada rece.